Bună seara! După cum v-am promis, astăzi avem și o surpriză. Suntem în satul Vadului Isaac și am venit să o felicităm pe doamna Nina cu ziua de naștere, să-i urăm multă sănătate, fericire și o viață cât mai frumoasă. Iar surpriza vine din partea copiilor și din partea nepoțeilor. Să mergem să o felicităm! Dar îmi pare bine că mă cunoașteți, pentru că am văzut reacția dumneavoastră când am deschis ușa. Așa ați făcut. Astăzi am venit la dumneavoastră în ospeție să vă felicit cu ziua de naștere, să vă urez multă, multă sănătate, să fiți stimată, iubită, apreciată, mereu alături, să aveți doar persoane dragi. Vreau să vă întreb cum credeți din partea cui este această surpriză. Din partea fiicii și a fiorului, Nora. Tinerile, fica, Nora și fiorul. Așa. Eu am pentru dumneavoastră cadouri, dar am și un mesaj de felicitare în care scrie cine vă felicită într-un mod mai neobișnuit. Așa că am să încep cu cadourile. Haideți să aplaudăm cu toată lumea. Și am un buchet de flori tot pentru dumneavoastră. Haideți mai aplaudăm o dată. Buchetul puteți să-l țineți, că e foarte frumos. Azi e despre tine, iubita noastră mămică. Ce este mai frumos știind că ai o mamă care te așteaptă mereu acasă? Să te țină Dumnezeu sănătoasă și să-ți dea putere pentru că ai crescut 3 copii uniți. Așa cum ne-ați învățat, doar voi împreună cu tăticul. Asta ne dorim an de an și de-am putea, ți-am dat din anii noștri să fii mereu acolo pentru noi toți, cei care te iubim enorm. Ne pare foarte rău că nu vă putem fi astăzi alături, dar suntem mereu cu inima și sufletul la voi, la casa părintească. Ești și vei rămâne cea mai frumoasă mămică din lume. Să fiți mereu împreună cu tăticul, așa cum vă știe lumea, primitori și cu inima bună. La mulți ani, cu multă sănătate, din partea noastră, vă iubim. Semnat, copiii și nepoții. La mulți ani, și aceasta nu este tot, mai am un buchet pentru dumneavoastră, un buchet din melodii, dacă totuși ne urmăriți, știți ce urmează, așa că vă invităm pe toată lumea să ieșim afară la dans. Thank you.
surprize noastre muzicale continuă. Așa că vă invităm de toată lumea la zâmbă! Să se rupă corzile, ne-am chemat la ultima de ziua de pe
Thank you.
Doamne, aceasta a fost surpriza pentru dumneavoastră și eu cred că a fost o surpriză reușită. Și dumneavoastră aveți un cuvânt de mulțumire acelor persoane dragi care v-au organizat aceste frumoase clipe. Pentru că eu știu că au fost frumoase pentru dumneavoastră, că vă văd foarte emoționată. Deci, vă îndemn să le transmiteți câte ceva. Tăticul mai aproape. Ești mai aproape. Poate mai aproape. Mulțumesc. Sara, cum stai? Copilul, mama. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Și nouă la fel. Să vă ajutăm câte zile avem. Duduțul și ăla să-l crește măcar să ajung până la vreo 15 ani. L-am crescut la 8 luni. Până la nuntă. Da, la nuntă nu mai ajunge. La șef, la șef. Da, măcar la 15 ani, măcar încă vreo 10 ani să trăiesc, să-l cresc, să-l văd că tot timpul îmi spune, bunicuț, să vii la mine. Zic, eu mă duc la Badea și pe urmă vin la tine. Dar el, nu, la mine să vii, dacă l-am crescut la 8 luni. Să fiți sănătoși, băieți. De atât am voi pe mine, m-am toată zorica. Îmbracă frumos, îmbracă frumos. Ai văzut să te iei tot așa, ați furat telefonul. Băi, ați știut așa. Ați furat telefonul. Și tot am furat telefonul. Mulțumesc, băieți. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Multe v-ați întoarce. Și nouă să-mi dea Dumnezeu sănătate, să putem, măcar și putem să vă ajutăm. Măcar cu brațele, dacă cu bani nu, măcar cu brațele de muncă. Mulțumesc și mie și mă urmă. Și-ați iați. Tu ai știut? Eu știu de peste gard. Păi, dar el zic. Ne-a foame. Și când ochiul, nu te mă s-a dus. Lasă, știi cum o să... Aia lungă, ne-am gata. Nu, vorba lungă, să răște omul. Poți la masă, să mănânci și băieți. Haideți să o mai aproape la mână. Frumos. Să ne-am așa dorit să adăugați ceva. Să vă dea Dumnezeu să la pate. Eu am cuvânt de puțări. Să mai... Tare îmi place. Eu toate emisiunile când vezi. Într-o mine vorbesc să se iei. Ai vocabularul ăla că m-ai băgat. Ai chiar o leacă să zic. Mulțumim pentru o surpriză care ne-ați făcut-o. În deosebit lui Sasha, cum le-a spus Nică? Ia s-a spus. El o să faci un geam. Lasă să-l fac geam. Da, mulțumim frumos. Metru, doar n-o sute grame pe un stat geaba. Care bine la stoarne, eu... Păi secund, da? Haideți, hai! La mulți ani, haideți să vă mulți! Multă sănătate, să fiți fericiți! Să aduceți dragoste la copii, la nepote, să vă iubească cu mâini și sânge. Vă dorim drum bun în viață, sănătate și fericire mai departe. Mulțumesc!